Titlul cărții conține un semn de întrebare. Cartea se numește mai degrabă Oare se va sfârși Occidentul? Cu alte cuvinte, până la urmă, dumneavoastră nu afirmați că Occidentul se va sfârși în mod sigur, ci doar vă întrebați dacă civilizația occidentală în răscrucea pe care o descrieți în cuprinsul cărții va fi ea oare capabilă să răspundă pericolelor la care este supusă. Ce v-ați propus de fapt în această carte? Mi-am propus să analizez unele scenarii de viitor în perioada aceasta complicată prin care trece nu numai Occidentul, trece întreaga lume, complicată și destul de confuză. Occidentul a dat tonul timp de aproape 1000 de ani civilizației lumii. Deci dacă lumea de astăzi se prezintă într-un anume fel, așa cum o știm, cu știința ei, cu tehnologia ei, cu gradul de dezvoltare economică, cu ideologiile, cu structurile politice, cu toate astea, toate sau aproape toate provin din Occident. Occidentul a creat lumea de astăzi. Întrebarea este ce se va întâmpla de acum înainte. Și nu putem da răspunsuri sigure cu privire la viitor. În orice caz, sfârșitul Occidentului, așa cum am intitulat eu cartea, trebuie văzut titlul și citit cu semnul de întrebare după cele două cuvinte. E o întrebare dacă va fi sau nu un sfârșit al Occidentului. Cert este că se petrec două lucruri astea sub ochii noștri. Mai întâi o accelerare a istoriei. Deci Occidentul oricum treptat se rupe de propriul lui trecut. Chiar fără să intervină alte civilizații, chiar fără să intervină alte cauze. Occidentul de mâine nu va mai semăna prea bine cu Occidentul de astăzi, fiindcă istoria merge tot mai repede înainte. Nu, vedem cum de la un an la altul se adaugă sau se schimbă atâtea lucruri. Vedem cum în 20 de ani ce a însemnat telefonia mobilă, internetul, au schimbat viața societăților și viața fiecărui individ. Deci lumea se schimbă repede și Occidentul de mâine va fi altceva decât Occidentul de astăzi. Deci chiar din acest punct de vedere putem spune într-un fel că Occidentul se va sfârși, un anume Occident, va urma un alt stadiu de evoluție. Însă mai este un alt fenomen, al doilea, alături de accelerarea istoriei, este procesul de globalizare, ceea ce înseamnă un fel de egalizare a potențialului, a nivelului civilizațiilor, pe principiul vaselor comunicante. Până acum Occidentul a avut o superioritate zdrobitoare față de restul lumii. De asta a și dominat lumea la un moment dat. Acum nu mai e capabil să singur să reprezinte sau să conducă întreaga lume. Ceilalți se ridică, unii mai încet, alții mai repede, unii foarte repede, cazul Chinei și altora, nu numai al Chinei. Așa încât, teoretic, noi nu știm ce va fi, dar este posibil ca și aceștia să ajungă la nivelul Occidentului. Și atunci gândiți-vă la o Chină care ar ajunge la nivelul lumii occidentale, o Chină care este mai mare decât tot Occidentul, cu Statele Unite, cu Europa Occidentală la un loc. Ar fi o putere mult mai mare decât sunt astăzi Statele Unite. Nu înseamnă că așa va fi. E posibil să fie. Deci ponderea, ce putem spune, mai mult decât atât, nu risc să afirm, dar cred că putem risca măcar această afirmație, că ponderea Occidentului nu va mai fi aceeași cu ponderea pe care a avut-o Occidentul de-a lungul ultimelor secole. Va fi ceva mai mică, dar fiindcă inevitabil se ridică și ceilalți. Acum câteva zile, un fost președinte al Băncii Mondiale, într-un discurs ținut la London School of Economics, dădea, cred eu, o bună definiție a ceea ce ar putea însemna pierderea centralității Occidentului. El spunea că schimbările, prefacerile globale care vin, nu se vor mai petrece pe solul occidental, în interiorul Occidentului, ci în altă parte. Spunea, the future it's happened elsewhere. Și completa că ceea ce va urma o bătălie pe resurse. Ar fi acest The Future It's Happened Elsewhere un bun motto pentru cartea dumneavoastră? Nu știu, încă o dată, eu nu sunt capabil să prevăd viitorul. Fericiți cei care știu viitorul. De fapt, nimeni nu-l știe. Unii se prefac că-l știu, afirmă că-l știu. Eu spun cât se poate de clar că nu știu cum va fi viitorul. Vedem doar anumite tendințe care se manifestă astăzi. Vor continua ele, se vor intensifica, vor fi înlocuite cu altele. Este greu de spus. Nu știu dacă viitorul, deocamdată viitorul apropiat, se pare că tot Occidentul îl va face.
Fiindcă Occidentul rămâne în continuare principalul laborator al științei, al tehnologiilor noi. Ceilalți preiau din Occident, și chinezii și ceilalți nu prea dau ei înșiși, preiau deocamdată din Occident. Așa că un timp Occidentul își va manifesta rolul acesta precumpănitor, precum și l-a manifestat și până astăzi, poate în măsură tot mai mică. Poate la un moment dat ceilalți se vor așeza în frunte. Când apărea cartea Declinul Occidentului a lui Spengler, imediat după Primul Război Mondial, ea a fost o carte de mare succes, mai ales în Germania. Și s-a spus că succesul cărții s-a datorat faptului că germanii și-au găsit în lectura ei consolarea pentru umilința pierderii războiului. Dacă înfrângerea în război făcea parte dintr-o tendință mai mare, dintr-un proces amplu, cum spunea Spengler, implacabil, complexul lor de învinși se diminua. Credeți că eseul dumneavoastră ar putea fi o astfel de consolare pentru cititorul român derutat de schimbările din jurul lui, sau dimpotrivă poate fi un avertisment sau o nevoie de conștientizare? Sau... Eu nu știu ce va însemna cartea mea, fiecare cititor va judeca. Spengler a publicat cartea într-un context anume, sfârșitul Primului Război Mondial, într-adevăr era o perioadă gravă, o perioadă de recul pentru Europa, care se măcinase forțele în Primul Război Mondial. Acum sunt alte probleme, este o altă epocă. Nu, e pur și simplu constatarea că ponderea Occidentului devine mai mică. Nu știm dacă va deveni foarte mică, dacă va fi înghițit de restul lumii, sau va rămâne totuși principalul laborator de creație în lume și încă o zonă foarte importantă și influentă, fără să mai aibă dominația pe care a avut-o până acum. Atâta vreau să spun, nimic mai mult. Cum crezi că va fi receptată de cititor? Nu știu cum va fi receptată, aici cititorul este suveran. Vom trăi și vom vedea. Sper să intereseze. Este o analiză nu a viitorului. Eu nu cred în viitor, adică nu cred că putem să spunem ceva precis despre viitor. Este o analiză a scenariilor făcute despre viitor, ceea ce înseamnă altceva decât viitorul, și a tendințelor actuale care, într-adevăr, ne conduc spre viitor. Dacă ați observat, câțiva dintre cititorii care au pus întrebări au asociat titlul cărții dumneavoastră cu o profeție, ca să zic așa, veche de 150 de ani, privind sfârșitul capitalismului. Capitalismul este parte integrantă a civilizației occidentale, este un aspect esențial al modernității. Cartea dumneavoastră în niciun caz nu este un ecou al unor astfel de profeții, dar va exista sau vedeți un sfârșit al capitalismului? Nu văd. S-ar putea să se modifice capitalismul și ar fi și necesar să fie îndiguit într-un fel, să fie ținut mai bine sub control. Însă nu văd cum s-a văzut cândva în comunism o alternativă la capitalism și rezultatul știm care a fost. Cred că deocamdată capitalismul rămâne singura soluție, sigur cu toate amendamentele pe care ar fi cazul să îi se aducă. Oare acest există o fantasmă a sfârșitului Occidentului în cultura occidentală de vreo 200 de ani. Ați putea să comentați un pic acest mit al sfârșitului Occidentului, cum a apărut el de-a lungul Bine, anilor. Există un mit vechi al sfârșitului de lume, deci ideea că lucrurile se vor sfârși la un moment dat și tot felul de scenarii legate de acest sfârșit. Însă acum se petrece ceva concret. Nu e vorba doar de imaginar, e vorba de un declin al Occidentului, dacă nu absolut, cel puțin relativ, în raport cu restul lumii, care se ridică în jurul lui. Deci este o fază specială, o fază concretă, nu e o fază mitologică.